Aflăm acum ce se mai întâmplă în lumea muzicală din interviuri realizate de colega noastră Ioana Țintea cu pianista și compozitoarea Ana George Bondu și soprana Laura Tătulescu. Ele sunt implicate într-un proiect intitulat Silence, anatomia lidului în nouă perspective. Interviul zilei. Ana Iulia Giurgiu Bondiu, ești implicată în acest proiect în dublă ipostază de interpret și de creator. Pentru început, te rog să ne explici semnificația denumirii acestui proiect, Silence, anatomia lidului în mai mult de nouă perspective. Silence a pornit, de fapt, de la două liduri ale lui George Enescu, pe care vroiam neapărat să le interpretăm în diferite ipostaze, ca în concert sau în recital. Inițial, când am redescoperit aceste două liduri, Le Silence Musicien, scris în 1915, și Silence Simplu, scris cu 10 ani mai înainte, pe Enescu, ne-am dat seama că este o muzică fabuloasă. Pentru mine, aceste două liduri fac parte din literatura universală, printre vârfurile ei, a secolului 20. Am descoperit cu Laura că, de fapt, în jurul acestei teme de tăcere, de liniște, există foarte multe liduri care au acest subiect. E o tematică foarte specială, pentru că putem vorbi foarte mult despre tăcere. De fapt, e paradoxal, nu? Tăcerea este o noțiune și liniștea care se trăiește, în primul rând. Se pot face foarte multe legături cu mistica, cu meditația, cu introspecția și reflexia. Și, evident, tăcerea în muzică este fundamentală. Muzica fără tăcere nu se poate imagina. Este o geneză, să spun așa, destul de complexă, care implică foarte mulți parametri, și am descoperit cu ocazia aceasta că există în literatura românească de lid niște liduri fabuloase care au aceeași tematică. Te rog să ne vorbești despre piesa pe care ai compus-o și cum decurge lucrul cu partenera ta din acest proiect, soprana Laura Tătulescu. Există două lucrări care au legătură cu tematica de silence, silence, tăcere, liniște. Din păcate, doar una va figura pe înregistrarea pe care o pregătim, care se numește Pour le Sage, pentru înțelept, și care este o lucrare ce face parte dintr-un ciclu de liduri scris în 2006, dar revizuit între 2018-2019. Și pot să spun că a fost revizuit inclusiv pentru voce de soprană, inițial fiind compus pentru mezzo-soprană și chiar lucrând cu Laura Tătulescu. Acest lead face parte din înregistrarea pe care o pregătim, însă mai există un alt lead care se numește chiar Une voix du silence, o voce a tăcerii, scris în aceeași perioadă și revizuit în 2019-2020, tot pentru soprană. Un lead mai complex, mai lung, și care va figura în programul câtorva recitaluri pe care le pregătim de asemenea. Cu Laura, lucrul este un partener ideal de lucru, pentru că împreună am pus bazele acestui proiect care durează deja de câțiva ani. Este o colaborare foarte fructuoasă. Proiectul implică, printre altele, și susținerea unui masterclass la Colegiul Național de Arte din Lipati. Ești stabilită în Franța, unde activezi atât ca creator, cât și ca pedagog. Așa că sunt curioasă să aflu care sunt obiectivele pe care voi vi le-ați stabilit să le atingeți până la finalul proiectului și ce doriți să rămână în urma acestuia. Obiectivele sunt mai multe, evident. În primul rând, de redescoperirea unui repertoriu care merită scos și pus în lumină printr-o interpretare cât mai aproape, cât mai fidelă partiturii. Apoi, în legătură cu masterclass-ul, evident că este o ocazie unică pentru a împărtăși roadele muncii noastre de câțiva ani cu un public tânăr care nu este neapărat informat despre acest repertoriu, despre implicațiile pe care acest repertoriu le poate avea și de calitatea lui, care ne-am dat noi seama împreună cu Laura că poate face parte cu mare onoare în programul oricărui recital din lume.
Așa cum spuneai, voi ați gândit acest proiect cu câțiva ani în urmă, din cauza pandemiei, de-abia acum puteți să îl desfășurați cu adevărat. Cum a decurs lucrul cu echipa radioului? Echipa radioului și șefa proiectului nostru, care este Monica Isăcescu-Lup, a venit, să zicem așa, în ultima fază a lucrului, și anume în anul 2022. După cum a spus, presupun și Laura, noi am început practic în 2018 de la un recital pe care l-am susținut la Opera din Lille, și atunci ne-au venit nouă ideile că de fapt e un program fantastic care merită absolut promovat și cântat la cel mai înalt nivel. Mulțumesc celor doi colegi mai mari ai mei, Cătălin Petru și Adina Dumitrescu, compozitori, care ne-au făcut plăcerea de a ne dedica și de a ne scrie două lucrări special pentru acest proiect. În această ultimă etapă de lucru cu echipa radioului nu pot să am decât niște păreri absolut elogioase, absolut sincere, pentru că a fost o experiență și este o experiență umană deosebită. Este o colaborare ideală și foarte fructuoasă și liniștitoare. Pianista și compozitoarea Ana Giurgiu Bondiu, în dialog cu colega noastră Florica Jalbă, despre un proiect nou intitulat Silence, anatomia lidului în nouă perspective. Acest proiect al Asociației Opus, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, o implică și pe soprana Laura Tătulescu. Florica Jalbă a stat de vorbă și cu ea. Laura Tătulescu, în primul rând aș dori să ne povestești cum ai inițiat acest proiect, în baza căruia, grație înregistrărilor pe care le realizați acum atât pentru fonoteca radioului, cât și pentru discul ce urmează să apară, ascultători din diferite colțuri ale lumii vor putea audia liduri din creația românească. Ideea acestui disc s-a născut în urmă cu câțiva ani, când am susținut cu Ana un recital la Opera din Lille, în Franța. Și făcând cercetări pentru acest recital, fac o scurtă paranteză, în toate recitalurile pe care le-am susținut în lume, întotdeauna am dorit și am avut muzică românească în program. Recitalul ăsta nu a fost o excepție. Singura diferență este că împreună cu Ana ne-am dorit să cântăm și altceva din creația românească. Și făcând cercetări, am descoperit că există o pleiadă de muzică românească care abia așteaptă să fie cântată. Melodii ale compozitorilor cunoscuți, multe melodii încă în manuscris. De exemplu, cum este ciclul lui Miriam Marbe, pe care îl vom face pe disc și îl vom și face în concertele din toamnă. Am descoperit o muzică absolut extraordinară și atunci s-a născut ideea acestui disc de a cânta muzica atât a compozitorilor cunoscuți, cât și a celor mai puțin cunoscuți, care nu se face. Te-ai născut în Statele Unite ale Americii. Ai absolvit studiile Universității Naționale de Muzică din București, iar cariera te poartă pe scene importante de pe trei continente. Din această perspectivă, cum anticipi impactul pe care îl va avea acest proiect, care presupune, printre altele, și derularea unui turneu? Turneul va avea loc în Franța, în Germania, la Iași, la București. Întotdeauna când am cântat în recital muzică românească, a fost de mare succes. Și sigur că există traduceri, dar lumea are o afinitate din toată experiența pe care am avut-o. Are o afinitate pentru muzica românească, pentru că este o muzică, de multe ori se trage din folclor sau se trage din muzica bizantină, cum este și muzica lui Paul Constantinescu. Și lucrul ăsta prinde la public, este o muzică plină de suflet și lucrul ăsta nu are cum să nu ajungă la public. Cum decurge colaborarea cu Ana Giurgiu Bondiu, ținând cont că este și creatoarea unuia dintre lidurile pe care le interpretez acum în primă audiție? Pe Ana am cunoscut-o în urmă cu 20 de ani, în primul rând ca și compozitoare. Am cântat două opere ale ei, una la București și una la Paris, și de atunci ne-am dorit din nou să putem colabora și acum s-a evit ocazia asta că am avut recitalul la Lille, și acum este acest disc și am colaborat extraordinar de bine, pentru că Ana este o muziciană fantastică și am putut să facem schimb de idei, schimb de repertoriu și avem mare noroc că avem și în spate o echipă extraordinară, în frunte cu Monica Isăcescu, care a făcut tot posibilul ca acest proiect să prindă viață.
Schimb de idei, inclusiv la compunerea lead-ului semnat de Ana Giurgiu? Sigur, ceea ce a scris ea rămâne de bază, dar sigur că dacă i-am spus, uite, poate chestia asta în locuri mici, foarte mici, poate mi-ar veni puțin mai bine în vocea asta sau că fiecare voce este altfel. A fost foarte flexibilă Ana și cred că am reușit să facem un lucru tare frumos. Soprana Laura Tătulescu în dialog cu Florica Jalbă despre un proiect recent al asociației Opus intitulat Silence.